Vă mulțumesc, bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru interesul arătat acestei eveniment. Pentru început, aș vrea să mulțumesc domnului președinte al Partidului Mișcarea Populară, Eugen Toma, că este alături de noi. Și invitaților de la Uniunea Salvați România, care sunt astăzi alături de noi, domnul ministru Cristian Ghinea, domnul Bogdan Novac, președintele USR Prahova, primarul orașului Breaza, domnul vicepreședinte USR Prahova Cristian Apostol, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, doamna consilier județean Magdalena Godeanu, vicepreședinte USR Prahova, domnul Felix Bulearcă, vicepreședinte USR Prahova, domnul senator Narcis Mircescu, președintele filialei județene USR Argeș, domnul Mihai Mihăilescu, președinte USR Pitești, viceprimarul orașului Pitești, municipiului Pitești, domnul deputat Daniel Blaga, președinte USR Dâmbovița, domnul Alexandru Chiriță, vicepreședinte USR Dâmbovița. De la Giurgiu se află astăzi alături de noi domnul Ciprian Alexandru, președintele filialei județene, și domnii Costel Gheorghe și Daniel Badea, vicepreședinți. Domnul Alexandru Brâncoveanu, președinte filiala județeană Călăraș. Doamna Amelia Giurcan, consilier județean. Domnul Valentin Nicolae, consilier local. Domnul Ionuț Dănilă și Florea Iancu, membri USR. De la Telorman, domnii Sorin Iulian Tudosie, domnul Fierăscău Aurel, vicepreședinți, și de la Ialomița, domnul Mihai Tănăsescu, dacă a ajuns între timp. Bună ziua! De asemenea, vreau să mulțumesc colegilor din PMP, care au venit astăzi la această întâlnire, domnul Ionuț Simioancă, secretar general, președinte filiala Bistrița Năsăud, domnul Răzvan Sebe, secretar general adjunct, domnul Dorin Bădulescu, vicepreședinte PMP de la Organizația Buzău, domnul Ștefan Florescu, vicepreședinte, președinte sector 6 București, domnul Florin Postolache, președinte filiala PMP Brașov, doamna Anca Șerban, președinte Organizația Femei Brașov, doamna președintă Mihaela Gorneanu, președinte filiala PMP sector 5, împreună cu colegii de la sectorul 5, Sorin Gregovici, Constantin Nică și Tiberiu Hăinărău. Domnul Cristian Ciocoi, secretar general sector 3. Doamna Tecuceanu Marioara, secretar general sector 4. Din partea organizațiilor județene PMP sunt alături de noi domnul Adrian Sandu, președinte PMP Argeș, domnul Cristian Mihălăchiuiu, președinte PMP Ialomița, domnul Marinică Cazacu, primar Comuna Ion Roată, domnul Liviu Coman, președinte PMP Călăraș și viceprimar al municipiului Călăraș, domnul Sile Cobzaru, președinte PMP Giurgiu, delegația din Dâmbovița este condusă de domnul Emil Pleșa, consilier local.
Stimați invitați, stimați colegi, astăzi România se află într-un moment critic și, din păcate, nu are aliați la guvernare. Actuala guvernare, prea speriată să nu-și piardă privilegiile, a întors spatele românilor și are un singur interes, cel propriu. Dar România are viitor. Mă uit în sală și văd români onești, curajoși, muncitori, oameni care sunt respectați în comunitățile lor. Sunteți dumneavoastră colegii mei din PMP. Dumneavoastră reprezentați forța partidului. Dumneavoastră sunteți cei care duceți povestea noastră mai departe. Sunt sigură că munca dumneavoastră este foarte importantă, de la nivel de comună până la ultima localitate, pentru că acolo, la firul ierbii, se face diferența dintre demagogie și soluții, dintre vorbe goale și fapte. Astăzi, alături de noi, sunt colegii de la Uniunea Salvați România, care fac o opoziție constructivă și doresc, la fel ca și noi, ca românii să aibă o alternativă în anul 2024.